Așa, vă spuneam că pe jos pe aici am un urdinș. O să vi-l arăt și prin față. Se vede. În partea de jos am lăsat un spațiu pentru că voi încerca să intru cu o tăviță pentru varoa. Deci va fi practic o tablă jos și deasupra o sită. În spate, având acces prin spate, pot să scot această tăviță ca să monitorizăm varoa. La fiecare interval am lăsat câte o aerisire care se va închide prin față, prin exterior, după caz, dacă avem nevoie de aerisire. Iar în spațiul acesta care l-am lăsat între perete și lădiță, iarna se poate introduce o bucată de polistiren extrudat de 2 cm. Practic și în partea stângă și în partea dreaptă putem izola de sus până jos unde avem cuiul cu acest polistiren. Albinele nu mai ajungând direct la el nu o să-l roadă în primăvară, sunt convins. Și va ține foarte, foarte cald. La fel se poate introduce și în față. În momentul în care vreau să introduc, aici voi avea un spațiu la tot de 2 cm. Deci, practic, poți pe exterior, fără să aibă contact albina cu polistirenul, să izolezi cuibul de jur împrejur. Nu știu. Asta voi încerca să vedem ce se va întâmpla. Dacă va funcționa. Mai mult de atât, în august se poate hrăni scoțând un corp și atunci nu există riscul de furtișac. Practic aici am un spațiu de hrănire și pot să dau sirop cu ușurință. Apicultorii ruși foloseau un sistem exterior în pavilion, deci practic aici undeva pe ușa au un orificiu și vin cu o sticlă de 5 litri, foarte ingenios. Dar fiind pavilion, e protejat, nu există posibilitatea să atragă albina. Mă gândesc că aici e mai complicat dacă vreau să-l folosesc afară. Am cele 3 găuri, va mai exista una sus, și urdinișul. Urdinișul va fi detașabil, de fapt placa de zbor va fi detașabilă ca să pot să atașez un colector de polen. Și voi face, zic eu, și 2 picioare rabatabile. 2 picioare. Foarte, foarte grea cutia nu este, deci se poate ridica. Am ridicat-o și singur. În 2 persoane o ridici fără probleme. Practic este un orizontal un pic mai îngust de 1 metru. Ca și greutate. Deci nu este exagerat. Prețul este destul de bun, așa un calcul sumar, cred că undeva la, n-am adăugat ușa din spate, dar cred că undeva la 100 de ron, 100, 100 și un pic. Vorbesc de materiale fără manoperă, în jur de 100. O să vedem pe parcurs, o să-l monitorizez, o să bag familie în el în primăvară și o să filmez să vedem cum se manifestă. Dacă dă rezultat, bine, dacă nu dă rezultat, va rămâne de văzut, nu știu ce să vă spun. Aștept comentariile dumneavoastră și sper să fie ok, să meargă, să funcționeze. E o idee. Mulțumesc, o seară bună vă urez și ne vedem la următorul.